Slavă lui Dumnezeu, stai în ascunderea lucrurilor, ia slavă împăraților, stai în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Aș vrea să citesc pentru a începe un text din Galateni, epistola către Galateni, pentru a merge încet. Știu unde mă îndrept lucrurile care vreau să le prezint. Ieri am prezentat acel exemplu foarte concret, cum de exemplu oamenii au inventat deja aparate, device-uri care pot emite, unde pot chiar să aleagă intervalul de vârstă care să fie afectat negativ de aceste unde. Dacă oamenii au creat asta, Satan a ieșit mai departe. Adică e la alt nivel. Da? Deci dacă fizic se poate proiecta anumite unde dezagreabile pentru persoane încât nu pot sta ei acolo, trebuie să se departeze. Nu crezi că spiritual există așa ceva? Să fie niște, nu sunt aparate, dar pentru exercițiul, hai să le numesc device-uri spirituale, pur și simplu, pentru a simplifica. Da? Lucrurile acum deocamdată. Nu crezi că în împărăția celui rău are o împărăție foarte bine organizată? Nu crezi că există o tehnologie asimilară? De fapt, acea tehnologie sau acest mod de a proceda, oricum, nu crezi că a venit de la ei? Unde pot să, unde ei pot influența o atmosferă și oameni care sunt acolo sunt afectat. Hai să-ți dau un exemplu practic. Nu crezi că în câmpul inamicului nu există posibilitatea să manipuleze atmosfera încât cei care sunt sub atmosfera respectivă, deși erau oameni care se rugau, aveau râvna pentru rugăciune, dintr-o dată nu se mai pot ruga. Ah, deja unii li s-a prins de becul. Nu dacă există astfel de realități. E o marturie care am împărtășit sau care împărtășesc de multe ori este cum am hotărât să mă rog în mod determinat. Hotărât. A fost o perioadă până într-o zi, în mod foarte clar, m-am trezit pentru a mă ruga și ceva invizibil m-a lovit. Nu am văzut, dar am simțit senzația că am avut era ca și cum un tren cu o viteză mare m-a lovit. Din acel moment, nu mai puteam să mă rog. Cel care se trezea la ora 4 și stătea până la ora 6 nu mai putea să stea 3 minute cu Biblia deschisă. S-a întâmplat brutal și dintr-o dată. Oare era întâmplător? Nu! Oare s-a întâmplat că am vrut eu să nu mă mai rog? Nu! Oare s-a întâmplat că am vrut eu să nu mai citesc Biblia? Nu! Ceva s-a întâmplat în atmosferă. O ființă, cel puțin una sau mai multe, au făcut ceva cu atmosfera în care eram și gata, nu mai puteam să mă rog. Unii, la mine a fost foarte vizibil. De ce? Pentru că mă rugam agresiv. Pentru cei care se roagă așa și așa, n-au cum să-și dau seama.
Iar pentru cei care se roagă deloc, uneori sunt deja sub astfel de atmosferă, dar nu-și dau seama. Își găsesc scuze, n-avem timp, n-avem nu știu ce. Dar de fapt, deja, ieși într-o atmosferă care este împotriva rugăciunii. Pentru că vreau să arată cum concret, cum asta afectează viețile noastre, acest principiu al sezonului. Pentru că cel rău știe că rugăciunea are nevoie de o anumită atmosferă, chiar și rugăciune. Iar dacă te pune sub o anumită atmosferă, împotriva rugăciunii, chiar când vrei să te rogi în cerci, nu funcționează. Și nu o să te duci la un frate, frate, vreau să mă rog, dar nu merge. Nu, perseverează, frate, perseverează, frate. Uneori nu e vorba de a persevera, uneori e vorba, oprește-te și înțelege ce se întâmplă. Ca persevera în ignoranță nu ajută. Știu din experiență. Uite ce spune cartea Galatilor, Galateni, în câteva versete. Zice așa, o să citesc mai întâi Galateni 5, versetul 7. Zice așa, voi alergați bine. Cine v-a tăiat cală ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Dar vine de undeva. A trebuit să citim între liniile. Înduplecarea aceasta nu vine de la cel care v-a chemat, dar vine de undeva. Dar zice așa, voi care alergați bine. Ai văzut deja așa ceva? Un creștin care alerga bine, o creștină care alerga bine, dar ceva se întâmplă și vezi de ce s-a întâmplat. Și uneori suntem așa de ignoranți. Că fratele sau sora devine subiect de bârfe. Și suntem total ignoranți. Că poate este sub un atac demonic. Că dacă Biblia spune pământul e sub zace, sub puterea celui rău, înseamnă că nu au plecat în vacanță. Sunt activ, 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 mai activ decât creștini, din păcate. Copiii lui Dumnezeu care alergau bine. Dar s-a întâmplat ceva și s-a oprit. Și tot în cartea aceasta, dacă mă duc în capitolul 3, Apostolul Pavel folosește un cuvânt periculos. Și un cuvânt peste care cred că trecem destul de repede. Mai ales în lumea modernă. Că nu prea se crede în așa ceva. Uite ce zice Pavel în Galateni 3, versetul 1. Zice așa, o Galateni nechipzuit, cine va fermecat pe voi? Acum, unii pot să zic, nu, e o figură de stil. Nu e vorba de figură de stil. Pentru că același Pavel care scrie aici la Galaten, e același care scrie la Efezen, cine vorbește de, hai să zic, de cine vorbește în Efezen? În Efezen 6, ne vorbește de... de capetenii, de domnilor, de stăpânirilor, torilor întunericul acestui veac, de duhurilor răutăți care sunt în locurile cerești. Deci când vorbește de a fermeca, un cuvânt care e legătură cu vrăjitorie, de fapt m-am uitat în original, cuvântul tradus prin a fermeca aici, este și un cuvânt care este folosit pentru că, de exemplu, în limba franceză, qui vous a ensorcelé? Cine va vrajit?
Și nu vrajit în sensul de vrajal în limba română, adică minciuna, să nu vrajit în sensul de vraj, în sensul de sorcellerie, cum zice asta, de vrajitorie. Galaten, cine va fermecat? Zice, voi ați alergat, erați bine, dar dintr-o dată, ce e cu voi? Cine va fermecat? E motivul pentru care când văd un copil al lui Dumnezeu cu mult răvnă, am o rugăciune în inima pentru el. Doamne, ține. Pentru că știu cum creștin plin de râvnă, dosarul lui ajunge în anumite mâini în lumea întunericului și se otaresc anumite planuri împotriva lui, dacă vrei. Sageți arzătoare, în fine. Dar se organizează oprirea lui. Acum unii zic, a, păi e bine atunci, e bine să nu am râvnă. Atunci sunt, nu să fiu țintă unor astfel de lucru. Nu, dacă nu ai râvnă, de fapt, ești deja țintă astfel de lucru. Ești deja, doar că nu-ți dai seama. Să nu crezi că ești mai safe, ești mai în siguranță, că nu ești, n-ai râvnă. Nu, nu, dacă nu ai râvnă, e probabil semn că deja au lucrat și șantierul avansează foarte bine în viața ta. Da. Că Domnul Iisus a zis clar, ori ești în clocot, ori ești rece. Da, nu, nu caldice, zice, nu, nu asta. Deci, cine va vrajit? Cine va fermecat? Lumea aceasta e complexă. Lumea aceasta e complexă. Trebuie să ieșim din sloganul, din doar cântăm. Nu, trebuie să înțelegem cum funcționează lumea aceasta. Sunt lucruri noi care se întâmplă la copilul lui Dumnezeu care n-au de a face așa a vrut Dumnezeu. N-au nicio legătură. Dar au fost niște oameni care s-au adunat, au practicat vrăjitoria, au știut să manipuleze atmosfera împotriva creștinilor. Fie că sunt oameni care aparțin lui Satan, fie că sunt ființe spirituale din categoria care am citit din Efeseni 6, se întâmplă lucrurile astea. Voi care alergați bine, cine va oprit, cine va fermecat, cine va vrăjit. Ah, ia. Da, o să dacă încep un alt exemplu acum, ar putea să fiu mai lung. Pentru că o să continui mâine. Dar gândește-te că este, cred că am mai povestit despre asta, este un creștin care se urcă în avion lângă el. Un creștin era în post și când a trecut mâncare, el a zis nu și cel de lângă el a zis și el nu. Și creștinul s-a gândit, wow, probabil postește. Deci un frate. Și îl întreabă, a postit? Și cel a zice, da, zice, ah, slava Domnului, nu știu ce, și eu postez că așa, și celălalt se uită la zice, da, dar eu nu sunt creștin. Eu postez. Dar postez că bisericile să se dezbine. Postez ca pastor, sunt satanist, noi postim că voi să vă dezbinați, noi postim că lider religios să cadă în păcat, noi postim pentru distrugerea să nu funcționeze. Creștin era șocat. Dar să știi că nu doar creștin țin post. Sper că știi asta.
Și iată niște oameni care fac niște jertfe pentru a bombarda niște durerele asupra copilului lui Dumnezeu. Pentru a-i opri de a alerga lor bună. Sunt lucruri care se întâmplă. Doar să nu ai ochi, să nu vezi. Sau să fii hotărât să trăiești în Never Never Land. Într-o țară unde toată lumea este copii și refuză să se maturizeze. Se întâmplă lucrurile astea tot în jurul nostru. Nu degeaba Dumnezeu, din Vechiul Testament, a spus vrajitoarea să nu lași soț să trăiască. Pentru că știe ce daune astfel de persoane poate să facă. Prin manipulare. Atmosfera. Mă opresc aici. Dumnezeu să te binecuvânteze.